Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Amin. Frății mei, este un soi de declarație de dragoste. Nu știu dacă vedeți un fel de îndârjire al lui Pavel în cuvintele astea. E un fel de, 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 de declarație, repet, declarație de, de, luptă a lui împotriva stăpânirilor, domniilor veacului acestuia. nu este o declarație simplă, Ce le repet, este o declarație angajantă a ființei lui și să-l cunosc pe el. Revin la o temă pe care am mai prezentat-o aici, tema istoriei lui Pavel. Pavel ar fi trebuit să facă parte din oamenii destinați, pregătiți în mod special în poporul Israel pentru a-l recunoaște pe Mesia. Erau o celulă de oameni care studiau scripturile atât de intens încât să nu treacă niciun amănunt cu vederea în legătură cu posibilitatea recunoașterii lui Isus Hristos. Să știți că evrei aveau și ei teama aceasta că ar putea să vină Mesia și să nu-l recunoască. Din cauza asta ei pregătesc o clasă de oameni specializați în așa ceva. Iar Pavel, tânărul Pavel, face parte din oamenii specializați pentru recunoașterea lui Isus Hristos, pentru recunoașterea lui Mesia. Vă aduceți aminte că atunci când Irod a auzit că s-a născut în împăratul lui Israel, el a chemat la sine, această echipă specializată în recunoașterea lui Mesia și i-au întrebat, unde trebuie să se nască? Și acești oameni au deschis cuvântul lui Dumnezeu fără șovăială la mica și a spus și tu, Betleeme, frata, măcar că erai unul dintre cele mai mici orașe, în tine se va naște cel ce va aduce mântuirea lui Israel. Cartea Hristos Lumina Lumii spune că, um, oarecum, sub aerul de superioritate cu care acești oameni au răsfoit prin sulurile lor sfinte l-a mâniat pe irod. Dar aerul de superioritate pe care îl prezentau ei dorea să demonstreze faptul că ei sunt siguri și că problema aceasta este atât de studiată încât noi nu, nu le puteam scăpa. Asta era mentalitatea lor. Asta este mentalitatea cu care a crescut Pavel. Când a ajuns la seminar și la universitate, ideea aceasta s-a întărit. Nu era nimic să le scape. A avut Saul dilemele și îndoielile lui? A avut sau nu? A avut. Când în Sinedriu a văzut fața lui Pavel, iertați-mă, când în Sinedriu a văzut fața lui Ștefan strălucind ca o față de îngeri, în momentul acela s-a îndoit și s-a verificat foarte serios în legătură cu poziția lui. Cartea Faptele Apostolilor spune că el a mers și i-a întrebat pe ceilalți din jur: Oare n-am greșit? Oare n-ar trebui să reconsiderăm? Iar aceștia au luat încă o dată toate dovezile lor și l-au convins pe Pavel că e pe calea cea bună. Faptul acesta l-a făcut pe Pavel, după aceea, oarecum rușinat de slăbiciunea lui, în ghilimele. L-a făcut pe Pavel să se ducă la bătrâni și la Sinedru, să ceară scrisori pentru ca să pornească prigoana împotriva urmașilor lui Iisus Hristos. Și vă dați seama că în momentul în care el era din ce în ce mai sigur pe ceea ce credea, când se apropie de Damasc, pe punctul de a arunca în închisoare pe toți aceia care erau urmașii lui Isus Hristos, are loc întâlnirea, confruntarea aceea directă cu Isus Hristos. Este aruncat în praf și orbit de lumină de acolo de jos pune întrebarea asta, el, cel care trebuia să știe cine este Isus Hristos, el întreabă, cine ești tu, Doamne? Și aude vocea aceea care îi spune, eu sunt Isus pe care tu îl prigonești. Și în momentul acela, și în momentul acela, Saul descoperă eroarea vieții sale, și anume că el fusese calificat ca să-l recunoască pe Mesia, și el fusese acela care îl pierduse pe Mesia. Tot istoria vieții lui Pavel spune că imediat după asta el a fost vindecat de orbire datorită lui Anania, primește botezul și după ce primește botezul pleacă trei ani de zile în Arabia. Ce face acolo? Fraților, vă rog să observați și lucrul acesta. Nu e suficient să te pocăiești. Dacă vrei să afli cum trebuie să fie viața ta de acum înainte, atunci, în mod sigur, trebuie să te întorci Acolo unde ai greșit. Iar el greșise în înțelegerea Scripturii. Ceea ce face el, el ia Scriptura cu el și timp de trei ani de zile studiază încă o dată tot Vechiul Testament în căutarea lui Isus Hristos. Rețineți, Noul Testament nu era scris. Ca urmare, el studiază Vechiul Testament în căutarea lui Isus Hristos. Și știți ce dos, ce găsește. Tot ceea ce el găsește este scris în Cartea Evreilor. Tot ceea ce el găsește scrie în Evrei. Și trimite scrisoarea aceasta încă o dată colegilor săi, conaționalilor săi, acelei echipe care trebuia să-L să fi recunoscut pe Iisus Hristos. Le trimite lor scrisoarea către evrei și să le arate unde au greșit. Astăzi scrisoarea către evrei este citită foarte puțin, este practic aproape neștiută în rândurile creștinilor de azi. Luther a avut semne de întrebare în legătură cu ea. Dar este cea mai profundă mărturie al Apostolului Pavel în legătură cu ce el nu a înțeles și datorită căruia nu a reușit să-L recunoască pe Domnul Isus Hristos. Acum, nu am de gând să studiem epistola către evrei, dar mă reîntor la această temă centrală ce apare în preocuparea Sfântului Apostol Pavel, și anume, să-l cunosc pe el devine nu un motou, devine dorința, devine uh, îndârjirea vieții lui, dacă pot folosi cuvântul acesta. Să-l cunosc pe el, puterea învierii lui, părtășia suferințelor lui, suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Să-l cunosc pe el și puterea învierii lui devine testamentul. Pentru biserica întreagă. De atunci încolo, fiecare generație de creștini care l-a citit pe Pavel a făcut din această afirmație dorința fundamentală a vieților. Aș vrea să te întreb: Faptul că stăm pe scaune aici, în biserică, mărturisește despre faptul că vrem să-l cunoaștem pe Iisus? Faptul că stăm pe scaun aici mărturisește despre faptul că există în sufletul nostru aceeași îndrăgire, același foc care l-a determinat pe Apostolul Pavel să studieze scripturile an de zile și să facă din ele până la urmă răspunsul fundamental al greșelilor lui, pe de-o parte, dar și al harului nespus de mare al lui Isus Hristos, pe de altă parte. Suntem aici pentru ca de fiecare dată când deschidem Sfânta Scriptură să descoperim o altă secțiune mai adâncă și mai profundă a lucrării lui Iisus Hristos pentru noi. Suntem acolo? Um. mă voi lega de momentele dinainte. De aceea afirmația săinei. Am fi vrut și noi minunile Lui. Am fi vrut și noi, poate, un cuvânt din partea Lui. Am fi vrut și noi sutașul s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos și i-a spus, știi, robul meu se chinuiește cumplit. Și mântuitorul i-a zis, vin să-l tămăduiesc. Și sutașul i-a răspuns, dialogul a fost foarte scurt, zi doar un cuvânt, zi doar o vorbă. Uneori avem nevoie de un cuvânt din partea lui Iisus Hristos pentru ca să aducă lămurire, să aducă Speranță să aducă viață vieților noastre. Uneori, tăcerea e extrem de dureroasă. Dincolo de toate lucrurile astea, rămâne o întrebare, și anume, l-am cunoscut eu pe Isus Hristos? E este în sală o altă, o altă, soră scumpă care tot în ultimul interval și-a pierdut soțul și mi-aduc aminte de cuvintele dânsei care se foarte mult cu acesta. Mi-aduc aminte de o bătrână care stătea la un moment dat lângă sicriul unuia dintre cei iubiți ai ei și plângea înnăbușit, a neputință, și de asemenea aveam mai spus, fiind mai tânăr, m-am apropiat de dânsa și am întrebat-o, așa, direct, în față, aproape, aproape cu o brăznicie pentru momentul acela, dar cu sfială, dar am întrebat-o, am întrebat-o, crezi că va învia? Bătrâna era credincioasă de multă vreme, își cumpănea întotdeauna vorbele. De data aia, cumpănitul i-a luat mai mult timp. A stat, a dat din cap, s-a uitat la mine și m-a surprins. Mi-a zis, de maică. Eu știu. Credeți că ăsta ar trebui să fie răspunsul? Dar dacă ăsta e în Sufletul meu și în Sufletul Tău, pentru că vreau să fac o deosebire, răspunsul obiectiv, universal, nu e ăsta. Răspunsul a fost dat de Isus Hristos. Răspunsul la întrebarea respectivă va învia a fost dat de Isus Hristos. Problema mă interesează însă în ce măsură omenescul meu, experiența mea cu Dumnezeu, e în stare să răspundă, da, Doamne, și dacă e cazul să spun, ajută-ne credinței mele. pentru că nu este vorba de o afirmație filozofică, nu este vorba de un joc rațional aici, nu, este vorba de răspunsul unei iubiri. Că dacă l-ai iubit, nu se poate să-l pierzi. Dacă nu l-ai iubit, nu l-ai câștigat niciodată. Asta e tot. vorbirile în momentul acesta sunt degeaba. Să știți că nu degeaba la căpătâiul unui muribun se așează o cruce. Nu degeaba. Pentru că răspunsul la o astfel de tragedie este unul singur și anume să-l cunosc pe el, puterea învierii lui, părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. de -aia se pune crucea la ei. E vorba de părtășia aceasta. Știți că Apostolul Pavel vorbește corintenilor și le spune la un moment dat Eu n-am venit la voi cu cuvinte meșteșugite. Și după ce vorbește despre lucrul acesta, el întreabă Unde este vorbărețul veacului acestuia? Și când vorbește de vorbărețul veacului acestuia, îl numește palavragiu. Ce înseamnă palavragiu? Înseamnă un om care vorbește și vorbește mult, și vorbe... dar care nu are dreptul să vorbească. Pentru că nu știe. Dați-mi voie să vă întreb ceva. Ilustrația asta am mai folosit-o și o voi folosi pentru că nu găsesc alta mai bună. Nu știu, Imaginați-vă că eu am un individ care e aici în buzunarul meu. Un fel de neghiniță, nu știu. Aici în buzunar. Și care vorbește în continuu. Și vorbește și spune tot ce e în buzunarul acesta. Îl descrie foarte bine. Câtă vreme vorbește despre ceea ce este în buzunarul meu, îl cred. Bă, încă sunt foarte atent la el să văd dacă nu cumva am în buzunar ceva ce nu știu. Dar după ce termină de, de vorbit despre buzunarul meu, începe să vorbească despre ce e în afara buzunarului meu. Vreau să vă spun că individul n-a ieșit niciodată din buzunarul meu. El acolo s-a născut și acolo a stat până în momentul acesta. Și după ce termină de vorbit cu buzunarul, începe să spună ce e în biserică. Și vorbește despre dumneavoastră sora uh, Soragita, despre dumneavoastră, despre fiecare. Și vorbe, îi dați voie să vorbească despre dumneavoastră. Îi dați voie. Adică, are autoritate. Nu l-ați întreba după o vreme, bă, da, tu, cu ce drept vorbești despre mine, că nu mai ai văzut niciodată? I-ați pune întrebarea asta. Sorageta. Da, Soragita. Da. I-ați putea spune că nu are niciun drept să vorbească. După ce vorbește de discutat tot despre biserica asta, iese afară pe poarta bisericii și spune tot ce e în Loma Linda. Și descrie tot ce este în Loma Linda. Și merge mai departe și vorbește despre San Bernardino, California, Statele Unite. Vreau să vă întreb, unde l-ați oprit? Sau nu l-ați opri. cu alte cuvinte, ce autoritate are ca să vorbească? Ce autoritate are? Poftiți? Ziceți! Frații mei, zero. Ionel spune, doar buzunarul, atât. Uneori nici asta. Deci autoritatea de a vorbi acestui individ este zero. Cu toate acestea, el vorbește mai departe și vorbește și spune, cum îl numiți? Poftiți? Palavragiu. Asta este realitatea unui om care vorbește și nu-l poți opri, dar el vorbește. Aș vrea să mă opresc acum și de la această imagine și să trec la următoarea realitate. Vă dați seama că noi nu avem niciun drept să vorbim dacă nu vorbește Dumnezeu înainte? Încă o dată, vă dați seama că noi nu avem niciun drept să vorbim. Din ce cauză? Din ce cauză? Din cauză că n-am ieșit niciodată din buzunar. Există o limită impusă a existenței noastre. Limită impusă, observată de oameni din totdeauna. Nu trebuie să îl întreb pe un om care îi sunt limitele, pentru că în mod normal ar trebui să și le cunoască. Platon spunea că există o anumită barieră pe care ființa umană nu o poate, nu, poate depăși niciodată, se numește bariera cunoașterii. Și anume, el spunea, din punct de vedere al cunoașterii, noi nu putem să cunoaștem decât lucrurile fizice. Materiale. Dincolo de fizicul, de materia care ne este la îndemână, de buzunarul nostru, noi nu știm nimic. Iar el presupune că dincolo de asta este o lume infinită la care nu avem acces. Și față de care toate vorbirile noastre nu sunt altceva decât palavre. De ce spun toate asta? Pentru că. Textul care spune că omul trebuie să tacă înaintea lui Dumnezeu nu este doar un text care ține de cât de mare e Dumnezeu, dar care ține și de posibilitatea mea de a înțelege cine sunt eu. Pentru că uneori nu știu cine sunt. Cel mai teribil complex pe care Satan l-a inserat în ființa noastră a fost complexul de superioritate. Repet, complexul de superioritate. La început, așa a început Satan. Veți fi ca Dumnezeu. Este. N-a pus în față ideea aceasta că vom putea să fim ceea ce n-am fost, și că vom fi extraordinari, și că vom fi ca Dumnezeu. Uitând că, de fapt, în felul ăsta ne-a introdus în zona de complex complexul de, inferioritate, de superioritate, care nu-i departe de complexul de inferioritate și care are ca, ca rezultat final destrămarea personalității umane pentru că omul nu poate funcționa în astfel de complex, complexul de superioritate. Dacă omul și-ar da seama că nu poate vorbi, că nu are autoritatea, că nu știe, că se uită cu telescopul așteptând să se întâmple ceva în univers pe care să-l priceapă și telescopul nu descoperă altceva decât că are nevoie de un telescop mai mare pentru că parcă de acolo începe universul. Și că vorbim în termen de an lumină, dar nu știm ce este asta și că dimensiunea inexprimabilă a universului nu face altceva decât să descoperă cât de nesemnificativ sunt eu. Că dacă spun că Universul este infinit, atunci cine sunt eu în acest infinit? Și atunci ajung la concluzia că sunt nimic. Matematic, fizic, cum vreți? Doamne, cum ai reușit să mă scoți din zona aceasta a nimicului și să faci din mine cel iubit atât de mult, pentru care sau pe care l-ai răscumpărat cu viața lui Dumnezeu? Și dacă ajung la concluzia că sunt iubit, pentru că nu problema materială, nu problema diferenței cosmice mă face pe mine să înțeleg valorile pe care le reprezint, ci că dincolo de faptul că sunt zero din punct de vedere cantitativ în acest univers, descoper că sunt totul în ceea ce privește sau în materie de Dumnezeu. Când mă raportez la Univers sunt Zero, când mă raportez la El sunt. Tot. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Singurul Să Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară și să aibă viață veșnică. Pentru Saina și pentru toți cei ce sunteți aici în dimineața aceasta, vreau să vă dau frumosul, frumoasa garanție. Încă nimeni n-a murit. Sau? N-a murit nimeni încă. Cuvântul lui Dumnezeu spune au adormit. Sau, dacă vreți să fiu mai exact, singurul care chiar a murit a fost Isus Hristos. El care a gustat moartea pentru noi toți. Frații mei, existențial, suntem într-o dilemă. Nu putem înțelege nimic, să știți. Cel puțin eu. N-am dreptul să vă spun dumneavoastră să știți. Uh, trebuie să spun să știu eu. Nu pot înțelege nimic. Nu pot înțelege ce e moartea, nu pot înțelege ce e viața, nu pot înțelege ce e iubirea lui Isus Hristos care este atât de mare, nici pasta nu pot înțelege, nu pot înțelege nimic. Un singur lucru nu rămâne. Veniți și gustați, sau vedeți, iertați-mă, vedeți și gustați cât de bun este Domnul. Cuvintele lui Petru. Dacă nu poți pricepe, gustă! Dacă nu poți rezolva ceva cu ecuațiile minții, experimentează cu Dumnezeu. Trăiește împreună cu El. Auziți, ce e învierea? Și mi se spune, știți, învierea este refacerea identității în nucleii noștri, celulari și așa mai departe. Da, posibil că pentru cineva lucrul ăsta are sens. Pentru mine. Poate pentru oamenii mai simpli. Învierea este dovada unică a unei iubiri care nu poate trăi fără mine. Isaia zice, să învie dar morții Domnului, morții tăi. Este un pronume posesiv aici. Dumnezeu îi are, sunt ai Lui. Câtă iubire! În ultima vreme am încercat să-L cunoaștem pe Dumnezeu din punct de vedere, din punct de vedere științific. Am încercat să ne, mă, să ne măsurăm cu Dumnezeu din punct de vedere științific, crezând că probabil rațiunea noastră ne ajută. Când în realitate Dumnezeu s-a pus la dispoziția mea și la, la dispoziția ta prin lucruri care depășesc toate măsurile noastre toate posibilitățile noastre de a înțelege. Îmi place enorm Sfântul Apostol Pavel, care după ce își analizează foarte bine viața și abilitățile sale filozofice, teologice, politice, sociale, tot ceea ce avusese până în momentul acela când a căzut jos de pe cal, pe drumul spre Damasc, până în momentul acela le analizează pe toate și ajunge la o singură concluzie ba încă acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Domnul Iisus Hristos nu este văzut aici ca o entitate cosmică a cărei ontologie să mă intereseze pe mine. Este văzut aici ca o realitate care cere să îmi ia viața în stăpânire. Textul spune Domnul meu. Și nu mă interesează până unde poate duce gândirea mea ca un exercițiu așa într-un minut. Știți că Aristotel a vorbit despre Dumnezeu ca fiind, cum l-a definit Aristotel pe Dumnezeu? Cred că fratele Turle aici mi-ar mi putea ajuta, dar cauza primară, da? Cu alte cuvinte, este cauza tuturor lucrurilor. Fiți atenți un lucru, cum gândesc eu. Bine, și cauza asta primară, cine a făcut-o? Pe păi altă cauză primară și pe aia cine a făcut-o? Vă rog să observați un lucru că încep să patinez. Observați că rămân la aceeași întrebare. Observați că rămân la aceeași limită. Observați? Observați cum însă și capacitatea mea de, 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 de imaginație se blochează într-un sistem, într-un sistem pe care eu încerc să-l construiesc, dar care nu mă ajută. De asta, Apostolul Pavel uh, zice: Nu vreți să trăiți prin credință? Nu vreți să depășiți măsurătorile și, și uh, lucrurile acestea uh, care țin de rațiunea noastră și care ne blochează la un moment dat? Nu vreți să le depășiți și să dați drumul la altceva? Aveți în suflet o altă dimensiune, o altă modalitate de a înțelege existența din jurul vostru. Care e? Că până acum n-am știut. Și Pavel zice, pei, fiți atenți, lucruri la care, care la mintea omului nu s-au suit. Cu alte cuvinte, mintea nu vă, nu vă ajută. Ochiul nu le-a le le văzut. Cu alte cuvinte, ochiul nu vă ajută. Urechea nu le-a auzit. Cu alte cuvinte, urechea nu vă ajută. Și atunci ce vă ajută? Că Apostolul Pavel zice, totuși aș vrea să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și aș vrea să-L cunosc. Și Sfânta Scriptură spune, dați drumul credinței. Dați drumul credinței. Nu o lăsați blocată. Nu o așezați sub obroc. Dați drumul credinței. Îmi place foarte mult imaginea aceea pe care nu White o folosește la într-o viziune care spune, când m-am întors din viziunea mea, mi s-a dat o funie încolăcită de culoare verde. Și când am ajuns jos, mi s-a spus așa: ia această funie. Ea te va ajuta ca ori de câte ori ai nevoie să vii înapoi în prezența Divină. Numai că trebuie să o întinzi, să o decolăcești. Ai grijă. Să nu o lași prea mult încolăcită, căci se. În curca. Dați drumul credinței. Dați drumul la încredere. Fiți acei oameni care, care trăiesc nu în virtutea unei analize foarte strâmte a existenței noastre, ci în virtutea acelei viziuni cosmice extraordinare care se bazează pe o credință într-un Dumnezeu care nu poate să fie înțeles fizic și matematic, dar care este tot prezent din punct de vedere al dragostei lui în viața mea. Mântuirea nu este altceva decât această coborâre la mine a unui Dumnezeu prea sfânt. Când Marele filozof al Antichității, Platon, a vorbit despre bariera cunoașterii, el a zis, oricât mă, voi, oricât mă voi strădui eu să depășesc această bariera a cunoașterii, nu fac altceva decât să sar în sus, mă lovesc și cad jos, sar în sus, mă lovesc și cad jos. Este un tavan, un ceiling pe care nu-l pot despărți, nu pot, iertați-mă, nu-l pot depăși. Suntem sub tavanul acesta, sub vreme și sub împrejurări, spune Eclesiastul. Suntem sub tavanul acesta. Și a venit Iisus Hristos și a rupt tavanul. Și a venit Iisus Hristos și a coborât la mine. Și coborârea Lui la mine se numește revelație. Evident! Revelația sa ține de dragostea sa. Revelația sa ține de ceea ce El vrea să-mi descoperi mie și să-ți descoperi ție. Dar încă o dată, suntem abia la început. Lăsați, lăsați Scriptura să vorbească despre acest Dumnezeu extraordinar. Probabil că nu-i vom înțelege natura. Probabil că vom înțelege că ne depășește din punct de vedere a tot ceea ce a făcut. Probabil că pendulăm între două atitudini. Omul care se ascunde de Dumnezeu crezând că se poate ascunde. Vă aduceți aminte de Adam și de Eva. Unde sunteți? Ne-am ascuns și psalmul de mai târziu care spune cine se poate ascunde de fața ta dacă m-aș duce în adâncurile mării, tu ești acolo. Vă rog frumos, pendularea aceasta din punct de vedere al cunoașterii între mă ascund, Doamne, și mă găsești, Doamne, această pendulare, își are soluția în credința mea în Dumnezeu. Pendularea între Iona care fuge la tar să se ascundă de Dumnezeu. Iona, revinoți cum poți. Și între aceeași recunoaștere că oricât ai fugit de Dumnezeu, până la urmă El te prinde. El te prinde. Oricât ai vorbit de Univers, descoperind cât de mare este Universul, pe măsură ce Universul devine din ce în ce mai mare, descoperi cu surpriză că devii din ce în ce mai mic. Că ce importanță pot să am eu față de Calea Lactee, galaxia în care suntem. Ce importanță am. Nimic. Și cu cât mă, mă măsor mai mult cu calea lactee, cu atât ajung să mă pierd pe mine însumi. Și dacă toate aceste exerciții nu-mi demonstrează altceva, că până la urmă, ce e omul? Ca să te uiți la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Nu rămâne decât o minune în dreptul meu. Cineva care mă iubește cu o iubire mai mare ca moartea. A făcut din omul care e nimic un om căruia Universului datorează tot. Prin Isus Hristos. Frații mei. Uneori avem nevoie să ne confruntăm cu aceste întrebări existențiale, stând la marginea existenței noastre, întrebându-ne cine suntem și auzindu-L pe Iisus Hristos care răspunde, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți toată bunătatea mea. Spuneți-mi, nu merită să-L cunoaștem? și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung, dacă voi putea, cu orice echip, cu orice echip, la învierea din morți. Acolo e punctul de întâlnire, frații mei. Nu există altă existență mai spectaculoasă decât aceea. Nu există altă minune mai puternică decât aceea. Cereți lui Dumnezeu și minunea aceasta nu vă va, va fi refuzată. Niciodată. Prin credință. Și prin mergerea împreună cu El. Amin. Fi lăudat, slăvit, binecuvântat, onorat, glorificat Părinte, pentru că Cuvintele nu ne sunt de ajuns pentru ca să ne închinăm înaintea ta. Îți mulțumim pentru că ne-ai iubit atât de mult încât ai realizat o creație minunată. Îți mulțumim pentru că ne-ai reiubit atât de mult încât ai realizat o răscumpărare extraordinară. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ai așezat în dreptul nostru prețul Fiului tău. Și îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai prețuit atât de mult încât Universul întreg se miră de prețul acesta. Te rugăm să ne ajuți să credem prețul. Te rugăm să ne ajuți să ne prețuim noi înșine. Asemenea ție, te rugăm, fă din credința noastră acel, acea realitate care nu se clatină în fața oricărei evidențe, ci prin tine și în tine și cu tine să rămână toată viața și mântuirea noastră. Amin.